Continu să fiu prezent la această slujbă care marchează practic cedarea arhidiocezei către un nou păstor după o activitate de 36 de ani a preasfinției sale, domnul Robu. E un moment important în viața arhidiocezei și am ținut să fiu prezent pentru a marca respectul meu față de toți credincioșii și toți preoții romano-catolici. V-ați aflat la această liturghie alături de domnul Ciolacu? Ați purtat și un dialog înainte de slujbă? În biserică lucrurile politice nu au loc. Practic am participat ca un semn de respect, am spus, și probabil și domnul Ciolacu a considerat că este potrivit să participe. N-am discutat politică. L-ați convins să susțină ideea alegerilor anticipate? Dacă v-am spus că n-am discutat politică. A, n-ați discutat politică. A vrut să vă întreb altceva. Este adevărat că ieri Klaus Iohannis v-a solicitat să candidați la primăria capitalei? A mai apărut această minciună. E o minciună gogonată, n-are nicio legătură cu discuția dintre noi. Eu am prezentat public discuțiile dintre noi și chiar mă deranjează, vă spun sincer, că două site-uri de știri, deși toată lumea mă cunoaște că sunt un om deschis care răspund la telefon, care pun la dispoziția mass media și a publicului informații, au născocit o asemenea minciună, o asemenea invenție, fără măcar să îmi ceară punctul de vedere, să mă întrebe dacă e adevărat. Nu s-a discutat acest subiect. Se poate vorbi de o dezinformare din rândul liberalilor? Aș vrea să mai comentez. Nu, sub nicio formă, că nu m-a apucat să mai... Pur și simplu o scorneală, probabil... Au vrut să-și crească traficul cu fake news. Președinte, aș vrea să vă întreb ceva legat de etichetele de vacanță. Guvernul pe care îl conduceți a transmis deja că nu umblă la aceste etichete, dar când vă gândiți la diferențierea lor, vouchere de vacanță, când vă gândiți la diferențierea lor să nu mai fie doar în extra sezon, ci să poată fi folosite și în sezon? Deocamdată e o reglementare legală în baza cărora se acordă aceste vouchere. Nu am avut intenția să umblăm și am arătat că toate minciunile adversarilor noștri politici că nu mai dăm voucherele de vacanță au fost niște minciuni gogonate. Se acordă în baza legislației existente în acest moment. Vă temeți că președintele Klaus Iohannis nu v-ar propune pe dumneavoastră în continuare ca soluție pentru funcția de prim-ministru în cazul unor alegeri anticipate? Pentru că dumneavoastră a ezitat să spună că dumneavoastră veți fi cu siguranță 100%. Cum să mă tem? Deci între președintele României și mine este o relație extrem de veche, un parteneriat solid bazat pe servirea comuna binelui public și al intereselor României. Nu am nici cea mai mică emoție în privința asta. Și aici sunt tot speculații care probabil se fac fără niciun fel de fundament. Da, credeți că Rareș Bogdan ar putea face față postului de prim-ministru? Candidatul Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru este desemnat de Consiliul Național, care m-a desemnat pe mine ca și candidat. Eu sunt prim-ministru și candidat de prim-ministru și ajunge în funcția de prim-ministru președintele partidului care câștigă alegerile. Obiectivul nostru este ca Partidul Național Liberal să câștige alegerile locale și parlamentare și să formeze guvernul pe 4 ani de zile cu o majoritate parlamentară solidă. Dar credeți că Rareș Bogdan ar putea să o învingă pe Gabriela Firea în alegerile locale de la vară? Desemnarea candidatului la primăria capitalei se va face în baza unei cercetări sociologice ample pe care o facem în București, prin testarea potențialilor candidații ai Partidului Național Liberal, și va fi desemnat candidat la primăria capitale acel candidat care are cea mai mare șansă să câștige alegerile. Care va fi din interiorul partidului? Adică excludeți varianta să susțineți pe Nicuș Ordan ca independent? Din partea Partidului Național Liberal nu poate candida decât un membru al Partidului Național Liberal. Printr-o ordonanță de urgență ar putea fi modificată legislația pentru alegeri? Vom lua o decizie privitoare la acest subiect. Știți foarte bine că Partidul Național Liberal susține
alegerea democratică a primarilor cu 50% plus 1 în două tururi, cum este denumit. Avem un proiect de lege la Parlament pe care sperăm să îl scoatem din Comisia de Cod Electoral. De asemenea, mai avem ca variante angajarea răspunderii sau ordonanță de urgență. Vom lua o decizie în funcție de cum vor evolua discuțiile legate de posibilitatea de a adopta legea pe calea dezbaterii parlamentare în Camera Deputaților. Ați făcut o estimare a majorității în Parlamentul? La Camera Deputaților, dacă toți partenerii care au participat la discuțiile pe care le-am avut se țin de cuvânt și își mobilizează deputații, avem șanse foarte mare să adoptăm alegerea primarilor în două tururi. Fără UDMR? Fără UDMR. Mulțumesc! Cu mare plăcere!